10 milioane de vaccinați cu schemă completă și propune actuala coaliție. Cât de realistă vi se pare această cifră? 10 milioane în următoarele 90 de zile. Cred că este una realistă, ținând cont de faptul că totuși, așa cum spuneam, în ultimele săptămâni am văzut creșteri importante ale numărului de persoane care se vaccinează. Ele au avut legătură sigur și cu creșterea numărului și creșterea gravității și creșterea deceselor, care pe unii oameni i-a pus pe gânduri, i-a speriat, i-a făcut să înțeleagă că trebuie totuși să aibă o altă abordare. Dar a avut legătură iarăși și cu anumite măsuri nu populare, care poate n-au fost pe placul multor români, dar care au fost extrem de necesare privind accesul în anumite locuri publice, în restaurante, în mall-uri, în spații de distracții și așa mai departe, pentru persoane tinere, pentru persoane sănătoase, pentru persoane care nu se simt în pericol, chiar dacă ați văzut bine, cel puțin pe ultima variantă, Delta, și pe tot ceea ce s-a întâmplat, nimeni nu mai poate fi considerat că e total în afara pericolului de a face formă gravă. Da, mă rog, e voința și înțelegerea fiecăruia și felul în care privește realitatea din jurul său. În schimb, pentru persoane mai tinere, pentru persoane mai nonconformiste, pentru persoane mai puțin preocupate de partea de sănătate și de pericol asupra sănătății, dorința de a merge într-un loc de distracție sau de a merge la un restaurant sau la o cafenea i-a făcut să se vaccineze, pentru că altfel ar fi fost pasibil de amendă sau pur și simplu n-ar fi avut acces în acele locuri. Din păcate, iarăși nu înțeleg de ce totuși nu există posibilitatea de a se verifica identitatea persoanelor care intră în anumite locuri publice. Nu se rețin datele personale, nu se copiază, nu se fotografiază. Pur și simplu cineva constată că cel care prezintă un certificat are și un act de identitate asupra lui. Sunt multe alte situații în care ni se cer acte de identitate și ni se cereau în trecut. E o discuție care și asta trebuie să aibă loc și poate cei de la Ministerul de Interne sunt mai flexibili și mai puțin catolici decât papa, ca să zic așa, o vorbă care este cunoscută în România, și pentru a reduce și acest gen de fraudă în care mulți prezintă certificate verzi, certificate digitale ale altor persoane, și acest lucru poate fi un pic îndreptat și reglementat. Deci, pe o comunicare mai bună, pe un sprijin mult mai consistent, și avem acum și Partidul Social Democrat, care este responsabil ca lucrurile să meargă în această direcție, ca acest target să fie atins, și în acest fel probabil va fi mai implicat decât a fost până acum. Și pot să înțeleg ca partid de opoziție că nu era treaba domnilor lor să pună în aplicare acest lucru, dar cu sprijinul lor, cu un efort și mai puternic al reprezentanților PNL, cu anumite restricții care trebuie clar reglementate, eu cred că acest ritm va crește în perioada următoare. Plus că vedeți bine că și în alte țări ale Uniunii Europene lucrurile au mers și merg în această direcție, și cum noi suntem puternic influențați de ce se întâmplă în alte părți, românii pot înțelege atâta timp cât într-o țară ca Austria, curată în altă de vaccinare, s-a impus un lockdown destul de strict, doar la locul de muncă și doar în anumite condiții. În Belgia se merge mult pe munca prin teleconferință și așa mai departe. Cred că lucrurile acestea vor fi înțelese în România și vor fi respectate din ce în ce mai mult.